ați venit la servici. Astăzi este sâmbătă. Mama mea, vă știți cât de repede a trecut săptămâna asta? Val vârtej, ca fulgerul a trecut. Parcă ieri era sâmbătă, acum iarăși e sâmbătă. Dar astăzi e sâmbătă. E o sâmbătă extraordinară. Să vă spun de ce. Pentru că astăzi este ziua soțului meu. Împlinește o vârstă non-adolescentină. Nu-i nimic, e ziua lui astăzi. Trebuie să-l sărbătorim. Dar îl vom sărbători mâine chiar, pentru că avem invitați. După amiază o să mă pregătesc puțin pentru mâine, o să gătesc câte ceva. Și astăzi, pentru că o să stau o jumătate de zi chiar în bucătărie, o să ies puțin cu copiii afară acum dimineața, pentru că na, trebuie să le acord și lor atenție. Nu pot să stau numai în bucătărie și să-i lăs așa de izbeliște. Și vom ieși puțin în Buricul Târgului. Unde crezi că e Buricul Târgului la Milano? La Duomo. Și vom face o plimbare pe acolo, probabil vom mânca o înghețată, nu știu, vom vedea. Și rămâneți pe aproape pentru că o să vedeți și voi, o să vă plimbați cu noi prin Milano, pentru că vrem să vă luăm cu voi și o să vă arătăm pe unde mergem. Da, deci astăzi o să fie o sâmbătă interesantă, așa cu iz de sărbătoare o să fie. Deci să... Thank you.
de ce căutăm noi acum? Înghețată. Înghețată. Ia să vedem unde găsim un chioșc de înghețată. Și nu-ți plac? Uite, și un sfinx acolo, și ăla. No, quelli no, mi fanno impressione. Ti fanno impressione? Sono brutti. Sono brutti. Ti avrei un po' saccolo? Tu non puoi capire più come mi danno fastidio. Oddio, una cosa impressionante. Ora l'ho fatto apposta. Ne-am întors din călătorie, din plimbare, se spun așa. Nu ne-am plimbat prea mult, am mâncat o înghețată, după cum o să vedeți. După cum ați văzut, de fapt, așa. Și ce am mai făcut? Am cumpărat un cadou pentru soțul meu. E un cadou neobișnuit. De ce neobișnuit? Pentru că el este, de obicei nu se fac cadou la bărbați flori. Însă soțul meu iubește atât de mult florile, toate florile care vi le-am arătat într-un alt filmuleț, le îngrijește el. Și când vede câte o floricică așa mai ieșită din comun, stă și o analizează. Noi am cumpărat mult mai multe flori dacă am avea spațiu, dar în balcon la noi nu prea în cap. Acum filmez în celălalt balcon, unde vedeți un palmier imens în spatele meu, pe care îl iubește soțul meu foarte mult. Știți, de când avem palmierul ăsta, de când s-a născut Adrian, deci are aproape 14 ani. Era mititer, știți ce mic era? Fai, câteva frunzulițe, acum e imens, e mai înalt ca mine, o să vă fac vedere imediat după ce termin, după filmez chestia asta. Așa, și cum vă spuneam, mi-am cumpărat un ghiveci cu flori, niște margarete superbe, mie îmi plac în nebunie, cred că și lui o să-i placă. Și de asta spun că e neobișnuit, pentru că de obicei bărbat să fac cadouri așa, pentru mașini, tricouri, da, i-am cumpărat și un tricou, mă rog, chestii din astea bărbătești, dar lui îi plac florile. Nu rămâne altceva decât să mă bucur că am un soț sensibil care îi plac florile. Așa. După ce pregătesc prânzul, că n-am mâncat și nici sau că am lungit urechile de foame, am mâncat noi o înghețată, dar tot mi-e foame, o să pregătesc prânzul acum și după asta știți ce o să fac? O să decorez prin casă, o să decorăm puțin pentru mâine, pentru că avem musafir și atunci să vadă toată lumea cât de mult îl iubim noi pe tata. O să decorăm și după aia mă duc la bucătărie. O să stau în bucătărie și o să pregătesc pentru mâine. Dar vă arăt acum imediat floricelele. Vă arăt palmierul ăsta undeva în spatele camerei. Acum nu se vede. E un ficus care săracul e cam supărat. Are așa niște pete. Nu știm ce are.
ne-am consultat noi cu diversi cunoscători, ne-am mai uitat noi pe internet, dar n-am, nu știu ce are și cum am putea să scăpăm de problema care o are el. Așa, și vă arăt și margaritele care le-am luat. Imediat le arăt acum, fac operațiunea. A, uitați. Dumnealui este palmierul de care vă spuneam. Trebuie să mă dau mai departe un pic ca să-l vedeți. Ia uitați, e super. Așa, v-am spus că a crescut uimitor. Așa, asta este ficusul bolnăvior. Asta e ficusul bolnăvior. Din cauza luminii nu prea se vede. Ia uitați, are niște pete maronii. Ia uitați-vă. Nu știm cam ce am putea face să scăpăm de problema asta. Dar el, de altfel, și el e foarte înalt, e foarte frumos. Da? Na, asta este. Mai avem aici niște floricele. Așa, în balcon aici, pe balustradă, avem mentă. Și am avut și niște freze superbe. Și aici o plantă grasă, nu știu cum se cheamă planta asta. Soțul meu știe. Da, așa. Asta e altă floricică. Și asta e un oleandru, cred. Nu știu cum se cheamă. Așa. Și acum aștepta, ia uitați-vă, ia uitați, astea sunt margaretele, de ghiveciu cu margarete. Superb, superb. Ok. Da, și acum pregătim prânzul, și anume pasta. Astăzi o să facem pasta în bianco, pentru că noi suntem o leacă în întârziere, adică un blabra mura prin târg, n-am mai avut timp să mai preparăm un sos așa sofisticat. Și așa că o să facem o pasta în bianco, adică o pastă simplă în care o să punem un pic de unt și un pic de brânză, ca să ne umplem ghiozdanele, vă dați seama. Și după aceea, la trebușoară, decorăm prin casă pentru ziua lui tata. Și aici am mai spus că o facem, și pregătesc. Acest vlog până când nu vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat pe canalul meu. Vă mulțumesc din suflet, mi-ați făcut o mare bucurie și nu uitați că vă aștept în continuare cu mic, cu mare. Vă aștept aici, la servici. V-am pupat, dragilor! O zi bună în continuare!